Astăzi vom discuta despre o boală care a ucis mai mulți oameni decât ciuma, holera și chiar gripa spaniolă la un loc. Este o boală atât de perfidă și mortală încât a primit numele de moartea albă. Tuberculoza, inamicul ancestral al umanității, a afectat miliarde de vieți de-a lungul istoriei și continuă să fie o amenințare majoră și în prezent. De la regii și artiștii faimoși precum Frederic Chopin și Emily Bonte, până la oamenii obișnuiți din orașele aglomerate ale secolului 21, tuberculoza nu a făcut diferențe de clasă sau statut social. În acest episod vom explora de ce tuberculoza este considerată cea mai periculoasă boală din istorie și cum a reușit să rămână o amenințare chiar și în era modernă. Tuberculoza, inamicul ancestral al umanității. Tuberculoza, cauzată de bacteria Mycobacterium tuberculosis, este una dintre cele mai vechi și mai mortale boli infecțioase cunoscute de omenire. De-a lungul ultimelor două secole a ucis peste 1 miliard de oameni, făcând-o astfel cea mai mortală boală infecțioasă din istorie. În prezent, aproximativ un sfert din populația lumii este infectată cu tuberculoză latentă, ceea ce înseamnă că acești oameni poartă bacteria în organism, dar nu prezintă simptome active. Totuși, riscul ca boala să devină activă și să devină mortală este mereu prezent. Puțin știu că tuberculoza a fost cândva considerată o boală a geniilor sau a artiștilor, din cauza ratei ridicate de infecție în rândul celor care trăiau în sărăcie sau condiții nesănătoase, dar care deseori erau și figuri creative sau influente. Saloanele literare din secolul al XIX-lea erau adesea frecventate de persoane afectate de tuberculoză, iar boala a fost romanticizată în cultura populară a vremii, fiind asociată cu o formă de suferință nobilă. De exemplu, Frederic Chopin, celebrul compozitor polonez, a fost afectat de tuberculoză și a murit la doar 39 de ani. Suferința lui a fost descrisă în scrisorile sale și în jurnalul său, iar muzica sa este adesea văzută ca o reflexie a stării sale de sănătate fragile. În literatură, tuberculoza a fost adesea prezentată ca o boală a melancoliei și a geniului. Emily Bronte, autoarea celebrului roman La răscruce de drumuri, a murit de tuberculoză la vârsta de 30 de ani. Moartea ei tragică a fost un simbol al talentului neîndeplinit și al suferinței care vine odată cu o astfel de boală devastatoare. De-a lungul secolelor, tuberculoza a devenit o metaforă a fragilității umane și a efemerității vieții, influențând profund arta și cultura. Parazitul perfect pentru oameni. Tuberculoza este extrem de adaptată pentru a infecta și supraviețui în corpul uman. Odată ce bacteria ajunge în plămâni, aceasta se infiltrează în sistemul imunitar, formând granulome, structuri în care bacteria poate rămâne latentă ani de zile. Această abilitate de a rămâne inactivă pentru perioade lungi face ca tuberculoza să fie extrem de periculoasă, deoarece boala poate izbucni în orice moment, provocând simptome severe și adesea moartea. Este, într-un fel, un parazit perfect pentru oameni, capabil să se ascundă și să atace atunci când ne așteptăm mai puțin. Acest comportament insidios al bacteriei a dus la numeroase epidemii de-a lungul istoriei, inclusiv în Europa medievală, unde condițiile de trai aglomerate și igiena precară au permis tuberculozei să prospere. În lipsa antibioticelor moderne, tratamentul era adesea ineficient, constând în principal în izolarea celor bolnavi în sanatorii și încercarea de a le îmbunătăți starea generală de sănătate prin aer curat și odihnă. Un exemplu notabil este sanatoriul Davos din Elveția, unde scriitori precum Thomas Mann și-au trimis personajele pentru a se vindeca de tuberculoză în romanul său Muntele Vrăjit.
În unele cazuri, tuberculoza a rămas latentă în corpul unui individ timp de decenii, doar pentru a izbucni în momente de slăbiciune imunitară, cum ar fi în timpul unei alte infecții sau la bătrânețe. Această abilitate de a aștepta momentul potrivit pentru a ataca face ca lupta împotriva tuberculozei să fie extrem de dificilă. De exemplu, există cazuri documentate de persoane care au supraviețuit ciumei, doar pentru a muri mai târziu din cauza tuberculozei. Bacteria poate rămâne ascunsă în corp, atacând în momentele cele mai neașteptate, transformând-o astfel într-un adversar redutabil. O problemă lentă și neglijată. Spre deosebire de alte boli care acționează rapid și devastator, cum ar fi COVID-19, tuberculoza ucide lent. Aceasta face ca boala să fie mai puțin vizibilă și, în consecință, mai ușor de ignorat. Deși poate fi tratată cu antibiotice, lupta împotriva tuberculozei este complicată de dezvoltarea rezistenței la medicamente. Această rezistență apare din cauza tratamentului incomplet sau necorespunzător, ceea ce duce la forme de tuberculoză mult mai dificil de tratat. Un exemplu notabil este apariția tuberculozei multidrog rezistente și extrem de rezistente, care reprezintă provocări uriașe pentru sistemele de sănătate din întreaga lume. În loc să fie vindecați în câteva luni cu un regim standard de antibiotice, pacienții cu aceste forme rezistente pot necesita tratamente dureroase și costisitoare care durează ani de zile și au o rată de succes mult mai mică. De exemplu, un pacient cu tuberculoză multidrog rezistentă poate necesita tratament zilnic cu mai multe medicamente timp de până la 2 ani, cu efecte secundare severe, cum ar fi pierderea auzului sau a funcției renale. Cu toate acestea, din cauza progresului lent al bolii, aceasta nu primește adesea atenția cuvenită din partea autorităților și a sistemelor de sănătate. În timp ce pandemia de COVID-19 a captat atenția globală și a determinat guvernele să aloce resurse masive pentru combaterea sa, tuberculoza a continuat să facă victime în tăcere, agravându-se pe măsură ce resursele au fost redirecționate. În Africa de Sud, de exemplu, unde tuberculoza este endemică, pandemia de COVID-19 a dus la o creștere a cazurilor netratate, deoarece resursele au fost deviate pentru a combate noul virus. În plus, stigma asociată cu tuberculoza a contribuit la neglijarea bolii. Mulți oameni evită să caute tratament din cauza fricii de discriminare, ceea ce duce la transmiterea continuă a bolii în comunități vulnerabile. Stigmatul este deosebit de puternic în țările în curs de dezvoltare, unde tuberculoza este adesea asociată cu sărăcia și malnutriția. Aceasta face ca educația și conștientizarea publicului să fie esențiale pentru combaterea eficientă a bolii. O problemă globală. În prezent, majoritatea cazurilor de tuberculoză activă sunt raportate în țări din Asia de Sud-Est, Africa și America de Sud. În ciuda faptului că avem cunoștințele și tehnologia necesare pentru a combate boala, aceasta rămâne o problemă de sănătate publică majoră la nivel global. Inițiative internaționale precum strategia End-TB a Organizației Mondiale a Sănătății au stabilit obiective ambițioase pentru reducerea incidenței tuberculozei, dar progresul a fost încetinit de multiplele provocări logistice, financiare și politice. Una dintre cele mai mari provocări în combaterea tuberculozei este lipsa unei coordonări globale eficiente. Deși există numeroase organizații internaționale, guverne și ONG-uri implicate în lupta împotriva tuberculozei, eforturile acestora sunt adesea fragmentate și lipsite de o strategie comună. Această lipsă de coeziune a dus la ineficiențe majore în distribuirea resurselor și în implementarea programelor de tratament.
În plus, finanțarea insuficientă a cercetării și dezvoltării de noi medicamente a contribuit la stagnarea progresului în eradicarea bolii. Un alt aspect important este distribuția inegală a medicamentelor și a serviciilor de diagnostic. În timp ce unele țări dezvoltate au reușit să reducă semnificativ numărul de cazuri de tuberculoză, multe țări în curs de dezvoltare se confruntă în continuare cu o incidență ridicată a bolii. De exemplu, în Coreea de Nord, unde accesul la informații și resurse medicale este extrem de limitat, tuberculoza a atins proporții epidemice. În lipsa unei intervenții internaționale eficiente, boala continuă să se răspândească în rândul populației vulnerabile. Totodată, migrația globală joacă un rol semnificativ în răspândirea tuberculozei. Persoanele din zone endemice care migrează către alte țări pot introduce bacteria în comunități care nu sunt pregătite pentru a face față unei astfel de provocări. De exemplu, în Europa, creșterea migrației dinspre Asia de Sud și Africa de Est a dus la o reemergență a tuberculozei în anumite regiuni. Asta subliniază necesitatea unui răspuns coordonat la nivel global, care să includă atât măsuri preventive, cât și programe de tratament adaptate la nevoile migranților. Impactul socioeconomic al tuberculozei. Tuberculoza nu este doar o problemă de sănătate publică, ci și o problemă economică majoră. Boala afectează în mod disproporționat persoanele care trăiesc în sărăcie, agravând astfel inegalitățile economice deja existente. Persoanele bolnave de tuberculoză se confruntă adesea cu incapacitatea de a lucra, ceea ce le reduce veniturile și le împinge în sărăcie și mai profundă. Această situație creează un cerc vicios în care sărăcia contribuie la răspândirea bolii, iar boala agravează sărăcia. În multe țări, costurile directe și indirecte ale tuberculozei sunt uriașe. Pacienții trebuie să suporte costuri semnificative pentru diagnosticare, tratament și îngrijire post-tratament, în timp ce pierderile de productivitate cauzate de incapacitatea de a lucra afectează nu doar familiile, ci și economia națională. De exemplu, în India se estimează că tuberculoza costă economia națională peste 23 de miliarde de dolari pe an, din cauza pierderilor de productivitate și a costurilor asociate cu tratamentul. De asemenea, stigma socială asociată cu tuberculoza poate avea consecințe economice grave. Persoanele diagnosticate cu tuberculoză pot fi excluse social sau chiar își pierd locul de muncă, ceea ce le face și mai vulnerabile economic. În unele cazuri, familiile acestor persoane sunt și ele afectate, fiind stigmatizate și marginalizate de comunitate. Această situație subliniază necesitatea unor campanii eficiente de conștientizare și educare care să combată miturile și prejudecățile legate de tuberculoză și să promoveze incluziunea socială a persoanelor afectate. În contextul globalizării și al schimbărilor economice rapide, tuberculoza rămâne o amenințare persistentă pentru sănătatea și bunăstarea comunităților. De asemenea, este esențial ca guvernele și organizațiile internaționale să colaboreze pentru a dezvolta strategii integrate în care să abordeze atât aspectele medicale, cât și pe cele socioeconomice ale bolii. Provocările moderne în combaterea tuberculozei. Una dintre cele mai mari provocări în combaterea tuberculozei este dezvoltarea de noi tratamente și vaccinuri. Deși antibioticele utilizate în prezent pot trata tuberculoza, apariția tulpinilor rezistente la medicamente face ca tratamentul să fie din ce în ce mai dificil. În plus, tratamentele existente sunt adesea lungi, costisitoare și au efecte secundare severe, ceea ce duce la abandonarea tratamentului de către pacienți. Cercetarea pentru dezvoltarea unui nou vaccin eficient împotriva tuberculozei a fost lentă și subfinanțată.
vaccinul BCG utilizat pe scară largă în prezent oferă o protecție limitată, în special la adulți. În ciuda unor progrese recente în dezvoltarea de noi vaccinuri, acestea se află încă în fazele de testare și vor mai trece ani până când vor fi disponibile pe scară largă. Această situație subliniază necesitatea unei finanțări mai consistente pentru cercetare și dezvoltare, precum și pentru implementarea rapidă a noilor descoperiri în practică. În același timp, lupta împotriva tuberculozei este complicată de interacțiunea sa cu alte boli, cum ar fi HIV. În multe regiuni ale lumii, coinfecția cu HIV și tuberculoză este o problemă majoră, deoarece HIV slăbește sistemul imunitar și crește riscul de dezvoltare a tuberculozei active. De exemplu, în Africa de Sud se estimează că până la 60% din persoanele cu tuberculoză sunt de asemenea infectate cu HIV, ceea ce face ca tratamentul să fie mult mai complicat și costisitor. Un alt factor complicat este rezistența la antibiotice, care a devenit o problemă globală majoră. Tuberculoza multidrog rezistentă și tuberculoza extensiv rezistentă reprezintă o amenințare serioasă, deoarece acestea nu pot fi tratate cu regimurile standard de antibiotice. În unele cazuri, pacienții cu aceste forme de tuberculoză sunt supuși unor tratamente extrem de agresive, care includ administrarea de medicamente toxice și dureroase pentru perioade lungi de timp cu șanse reduse de succes. Concluzie: o luptă continuă și necesară. Tuberculoza este o boală veche, dar nu și uitată. Deși nu mai este la fel de vizibilă ca alte pandemii moderne, impactul ei este la fel de devastator. Moartea albă continuă să amenințe vieți și să își lase amprenta asupra generațiilor viitoare. Este esențial să ne reamintim că lupta împotriva tuberculozei nu s-a terminat și că doar prin eforturi globale concentrate putem spera să o eradicăm odată pentru totdeauna. Succesul acestei lupte depinde de multiplele angajamente ale guvernelor, organizațiilor internaționale și societății civile. Este necesară o finanțare mai robustă pentru cercetare și dezvoltare, precum și un acces mai echitabil la tratamente și diagnosticare. În același timp, trebuie să ne asigurăm că pacienții cu tuberculoză primesc sprijinul social și medical de care au nevoie pentru a-și finaliza tratamentul și a preveni răspândirea bolii. În fața provocărilor globale de sănătate, cum ar fi pandemii noi și rezistența la antibiotice, tuberculoza rămâne o problemă de primă importanță. Numai prin conștientizarea continuă și acțiuni decisive putem spera să facem din tuberculoză o relicvă a trecutului și să protejăm viitoarele generații de această boală devastatoare. Fiecare dintre noi are un rol de jucat în această luptă, fie că este vorba de sprijinirea inițiativelor de sănătate publică, fie de educarea și conștientizarea comunității noastre cu privire la pericolele tuberculozei.